Într-un filmuleț postat pe rețelele de socializare, premierul Dacian Cioloș invită de la Pericei românii să iasă la vot. Filmarea realizată cu telefonul mobil în curtea casei părintești este de fapt un mesaj scurt și concis, rostit cu accent ardelenesc de premierul Dacian Cioloș. Să votăm, să ne asumăm votul, să decidem ce se va întâmpla cu țara în următorii 4 ani. Salutare tuturor de aici, de acasă, de la Pericei. Vă aștept duminică pe toți la vot. Duminică e o zi pe care nu trebuie să o ratăm dacă vrem ca ceea ce se va întâmpla în următorii 4 ani să fie decis într-adevăr de noi și nu doar de o minoritate. Haideți să ne asumăm toți cu votul de mâine modul în care o să arate România în următorii 4 ani.